Slăviți să fie Domnul! Amin! Aș dori ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze părtășia care o să avem împreună în seara aceasta. Ne aflăm din multe biserici, dar vreau să cred că toți suntem copii al lui Dumnezeu și toți suntem frați și surori. Amin! Și dacă nu sunt toți, Domnul să-i facă pe toți. Amin! M-am gândit la tema aceasta care am primit un semn de carte, spune Eliberat de Hristos. Și m-am gândit, dacă cu toții știm cine este Hristos, Domnul Iisus când era pe pământ punea ucenicilor o întrebare și într-o împrejurare spunea în Matei capitolul 16, versetul 13, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințele morții nu o vor birui. Oamenii cred multe lucruri și în zilele în care trăim noi acum despre Domnul Iisus Hristos, unii cred că a fost doar un simplu proroc, unii doar un om, unii, cum eram și eu odinioară până când El mi s-a descoperit, credeam că este un Dumnezeu, credeam că este Fiul Lui, dar nu credeam că este viu, chiar viu. Știam că se face învierea în fiecare an, dar nu știam că El este chiar viu. Și cuvântul Domnului spune aici că porțile locuințelor morților nu vor birui pe această piatră. Vorbea Domnul Iisus despre sine aici. Și știu că locuința morții n-a biruit-o și cred lucrul acesta. El e Fiul lui Dumnezeu și El ne eliberează pentru că e viu, nu pentru că este un Dumnezeu mort. Și mulțumim pentru lucrul acesta. Dacă El este un Dumnezeu viu, noi cum trebuie să trăim? Spune tot Domnul Iisus în Ioan, capitolul 15, versetul 13 în jos. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. O dragoste mai mare nu a avut nimeni față de noi, față de mine. Domnul Iisus și-a dat viața pentru mine și nu numai că a făcut lucrul acesta. Dacă fac ceea ce El a poruncit prin cuvântul Lui, în Scriptură avem poruncile Lui, tot ceea ce trebuie să facem, cum să trăim, El mă numește prieten. Mai mult decât un rob al Lui Dumnezeu, un prieten al Lui. Cine zic oamenii despre mine că sunt? Fiecare să-și pună întrebarea aceasta în dreptul Lui. Oare zic oamenii că sunt prieten cu Hristos? Am stat și m-am gândit, dacă sunt poate mulți, munciți în diferite părți sau sunteți mulți la școală și aveți colegi, urmăriți lucrul acesta. Dacă se siesc de voi să știu să înjure sau să vorbească urât, o să știți că ceva văd în voi, că sunteți prieteni cu Hristos, dar dacă nu se siesc, e o problemă, fiecare trebuie să își cerceteze viața. În Ezechiel, în capitolul 33, de la versetul 31 în jos, spune așa, și vin cu grămadă, de la versetul 30 o să citesc, fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare a fratelui său, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămadă la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, cu glas frumos și scusit, la cântare pe corzi.
Ei se ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Ce se va întâmpla, când se vor întâmpla însă aceste lucruri și iată că se întâmplă? Dumnezeu ne vorbește, îl ascultăm, dar când e vorba de împlinit, nu mai împlinim. Domnul să aibă milă de noi. Vreau să ne rugăm în direcția aceasta, ca fiecare să împlinească ceea ce Dumnezeu cere de la noi, să împlinim cuvântul Lui, să dea putere tuturor și să fim cu adevărat prieteni cu El. Amin.